Salut, mă numesc Adrian și mă dau pe skate de un an și am 13 ani. Delfin, care se află în centru, Veste, adică scările 200 lângă Valea Mărilor. Este un spot unde noi ne dăm practic mai des când skateparkul este închis. Flip de pe 4 blocuri. Eu mă dau pe skate toată ziua. Când sunt la școală, mă dau jumătate de zi. Skaterul meu preferat din Moldova este Sandalu Pașcu, Guțu Andrei și Andrei Caț. Visul meu skateboard este să merg peste hotare și să iau locul întâi. Eu înainte vineam în skatepark pe BMX, trotinete, și adică nu-mi plăcea să mă dau pe asta și șeream de la prieteni să mă dau pe skate. Și într-un timp Andrei mi-a spus, adică, să-mi aleg skate-ul, că mi se primește mai bine. Prima mea placă mi-a dat o sandă și de atunci am început să mă dau pe skate. Acum eu învăț să fac crooked pe rail în sus. Nu pot să explic cum se face, e crooked. Santa Cruz, Thrasher, din plăci îmi plac, de exemplu, prima mea placă era Enough. Și cea mai bună placa mea din toate era Papa Power. Am căzut în deget și degetul s-a dat într-o parte și nu știam ce să fac și un băiat l-a luat și nu l-a pus înapoi. Trucurile eu le învăț pe etape, adică încep cu unul până și se termină și nu mă las până ce nu-l fac. Și mie câteodată îți primești trucul să-l fac, adică să-l progresez mai repede.